Daia Taisa antrenează sportivii noștri. Aici se pregătesc pentru a merge în afara țării, să ne facem de râs. Ciudat ca o țară care nu are infrastructură sportivă să participe la competiții. Dar ne place să fim penibili. Ce faci, mă? Ai pățit ceva? Peste tot vedem copaci rupți, iată se taie ca în codru. Se fură pădurile țării. Este mare păcat. Iată, peste tot copaci, copaci doborâți. Nu am mai avut timp probabil să-i scoată de aici. Dacă mai tăiem în ritmul acesta, pădurea aceasta o să dispară. Ia uite și aici. Dezastru sunt măcelăriți copacii României. Să sperăm că Aur o să facă ceva în Parlament.